Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei, la Europa FM, în țara noastră imperfectă, dar pe care sunt convinsă că cel puțin în ultima vreme o apreciem și avem motive să o apreciem cu mult mai mult și să înțelegem cu mult mai bine avantajele ei și avantajele de a fi români. 3 săptămâni de război, nu numai cu armele. Războiul informațional a depășit granițele teatrului de război în teren și a cuprins practic întreaga lume. Era imposibil să ne ocolească tocmai pe noi aici, la graniță cu Ucraina. Vom încerca să descifrăm acest război informațional cu mult mai sofisticat și complex decât pare el la prima vedere și felul în care ne putem apăra de el. Și despre acest lucru vom vorbi în această seară cu invitații mei în Piața Victoriei. În studio, domnul Nicolae Țăbrigan, sociolog, cercetător științific la Academia Română, specializat în studiul războiului informațional. Bună seara, domnule Țăbrigan! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Iar prin telefon ni se va alătura avocata Elenina Nicuț pentru a discuta aspecte controversate și legale referitoare la fake news și combaterea fake news. Domnule Țăbrigan, cred că ar trebui să începem printr-o definire a termenilor. Care sunt armele războiului informațional? Cum este el purtat? De obicei vorbim despre teme folosite în comunicare publică. Sunt anumite blocuri de teme utilizate și repetate cu o intensitate mai mare, după care vorbim de componenta rețelelor de distribuire acestor teme. Aceste două componente importante joacă un rol esențial în propagarea dezinformării, mai ales în era noastră digitală, da? Când folosim pe scară largă rețelele de socializare, presa online și mai puțin ziarele, unde activează sau scriu jurnaliști care își verifică mult mai mănunțit informații. Temele acestea despre care spuneați, deci avem blocuri de teme și avem distribuitorilor. Temele acestea sunt strict de categorie fake news sau lucrurile sunt mult mai complexe, mai subtile decât atât? Ele variază în zona de specialiștilor. Vorbim despre dezinformare, vorbim despre propagandă, fake news, misinformation, da, sau erorile jurnalistice, și toate aceste categorii fac oarecum parte din zona de manipulare. Până la urmă, există anumite elemente pe care putem să le distingem. Și în primul rând vorbim de dezinformare, vorbim de propagandă. Pentru a le distinge concret, trebuie să identificăm clar intenționalitatea actorului, dacă este negativă, într-un sens, de la bun început, dacă n-a fost vorba despre o eroare jurnalistică, și, în al doilea rând, dacă urmărește anumit scop sociopolitic, special, sau chiar din zona militară, de a influența opinia publică sau isteriza publicul pe o anumită temă, cum ar fi, de exemplu, în contextul unui război de apropie vecinătate. Putem spune că războiul informațional este în bună măsură un război al emoțiilor? Emoția este un element cheie atât în propagandă cât și în dezinformare, pentru că, într-un fel, sensibilizează mult mai mult publicul și îl determină să se acționeze. Într-un fel, îl determină să dea mai departe, dacă vorbim de online, sau, de ce nu, să lase calculatorul și să se ridice de pe scaun și să iasă în stradă să protesteze. Sau să meargă să voteze cu un anumit partid, sau să protesteze, să participe la anumite acțiuni de protest. Și aici temele pot varia. Împotriva gazelor de șist, împotriva comunității LGBT, pro-Kremlin și așa mai departe. În
războiul Rusia-Ucraina, ca să coborâm în concret, cum luptă informațional fiecare dintre cele două părți? Pentru că și Rusia și Ucraina, în mod evident, își poartă propriul război informațional. Asta este evident. Care sunt caracteristicile fiecărei părți? Trebuie să înțelegem că atunci când începe un conflict militar, un război, dacă putem să spunem, primele zile ale acestui război sunt caracterizate de așa numită ceață de război, așa cum a definit-o von Clausewitz, da, celebru analist militar. Ce înseamnă ceața de război? Înseamnă acel tip de incertitudine în toate punctele de vedere, atât operațional în teatrul de război, cât și la nivel informațional. Atunci când există o avalanșă de informații și pur și simplu publicul nu mai știe ce să aleagă. Și atunci cele două părți aflate în conflict încearcă să convingă nu doar propria populație, ci inclusiv opinia publică internațională, dacă am putea folosi acest termen, asupra victorilor pe care le obțin în teren, asupra pierderilor suferite de inamic și așa mai departe, asupra distrugerilor de pe din teatrele de operațiuni. Astfel încât ambele ministere ale apărării, așa cum definite, funcționează și ca principale ministere de comunicare și de diplomație. Celelalte ministere din respectivele state oarecum capătă un rol secund și oarecum se subordonează sectorului militar. Îl sprijină indirect. Iar componenta comunicațională este, îl putem numi, un alt front al confruntării. Unul care are o remiză foarte importantă, fiindcă operează cu percepțiile oamenilor, referitor nu doar la conflict, ci referitor la suportul pe care îl pot obține, sau inclusiv la concesii din partea adversarului. Rusia, haideți să-i luăm pe rând. Rusia pare că funcționează mai mult pe emoții negative, pe amenințări, inclusiv cea mai mare dintre ele, amenințarea nucleară, și are un discurs care nu poate fi, e foarte greu să consider că poate fi acceptabil și convingător pentru Occident. E foarte greu să spui, cum a spus domnul Lavrov, Rusia nu a invadat Ucraina. Da, sau că războiul înseamnă eliberare sau pace. Care este strategia de război informațional a Rusiei în povestea asta? Momentan, Federația Rusă duce o campanie de propagandă neagră și gri, dacă am vorbit în termeni de specialitate, pe toate fronturile. S-a mers, în opinia mea, mult prea departe, în sensul în care deja asistăm la o propagandă din asta brută, care nu mai e acea propagandă subtilă din perioada Uniunii Sovietice. Vorbim despre propagandă, minciuni sfruntate, grosiere, care sunt repetate insistent, atât pe posturile lor publice, inclusiv și la nivel de comunicare, la nivel comunicare oficială, și efectiv care își propune parcă să comunice nu neapărat la nivel extern, ci mult mai mult la nivel intern. Fiindcă momentan, din câte se vede, liderii la Kremlin au nevoie din ce în ce mai mult de suportul populației pentru a sprijini acest război și pentru a-i, într-un fel, liniști asupra perspectivilor de viitor. Cu mult mai complexă pare Ucraina în acest joc, care are prin principalul vector de comunicare, care este președintele Zelenski, are, și să mă contraziceți dacă nu e așa, are ambele valențe. Are și valența externă, care este extrem de puternică, și valența internă. Cum își joacă Zelenski comunicarea? Ucraina și, în general, echipa de comunicare lui Zelenski a reușit perfect să se adapteze contextului. În primul rând, vorbim despre partea care se apără, care a fost invadată. Partea mult mai slabă și care a înregistrat câteva succese notabile în teatru de operațiuni și le exploatează la maxim pe toate canalele de comunicare. Și aici s-a văzut inclusiv
rezultatul muncii echipei care se află în spatele lui Zelensky. Vorbesc despre o companie de producție care a lucrat în zona mass media, comunicatori foarte buni pe rețele de socializare, care știu să puncteze anumite narrative care au succes la public și mai ales în spațiul occidental. Vedem că știrile despre Ucraina au reușit să acapareze absolut și să eclipseze absolut orice alte teme de interes local. Dacă e să vorbim la nivel de impactul de hashtag-uri sau impactul emoțional. Chiar în ultimul filmuleț prezentat de Zelensky și popularizat inclusiv de toate ambasadele ale Ucrainei din lume, vom vedea acea componentă puternică emoțională și în același timp profesioniștii din spatele acelui clip video. Dar în același timp trebuie să înțelegem că echipa de comunicare a lui Zelensky a profitat din plin și de efectul de underdog. Ce înseamnă asta în domeniul comunicării? Alinierea sau solidarizarea publicului cu cel mai slab în această confruntare. Și vorbim cu celebra armată a Federației Ruse, care a fost intens promovată pe canalele de propagandă oficiale și cu scopul de a instaura un soi de admirație, frică, o combinație de admirație și frică față de puterea militară a Federației Ruse, care s-a dovedit a fi, am putea să spunem, un balon de săpun acolo. Deocamdată, dar și în același timp umilită la nivel comunicațional, la rețele de socializare, în fața întregului mapamond. A pierdut Rusia războiul de comunicare, asta îmi spuneți? Da. Aș putea spune că l-a pierdut la nivelul comunicării în Occident, nu la nivel intern. De ce spun asta? La nivel intern al Rusiei? Exact. Așa, ca să definim foarte bine. De ce spun asta? Pentru că Rusia a încercat să se autoizoleze informațional pe cât a putut, inclusiv prin instaurarea unui soi de internet suveran. Un proiect care este o pseudo-reușită. El a fost gândit pentru a izola anumite regiuni sau republici care chipurile ar putea cere secesiunea și astfel implementat acest program ar putea oarecum izola informațional acea regiune, dar în integralitate Federația Rusă nu poate fi decuplată de internetul mondial. Inevitabil. Și asta s-a văzut. Inclusiv acum o parte din ruși încearcă să eludeze acele interdicții de a deschide Instagram sau Facebook-ul sau alte platforme de știri interzise acolo, inclusiv televiziuni, prin instalarea de VPN-uri. Extern. Da, deci este Ucraina în momentul acesta o învingătoare a războiului informațional, îmi spuneți? Momentan, da, dar lucrurile se pot schimba oricând, fiindcă vorbim despre un conflict, despre un război care e în plină desfășurare. Frontul informațional este unul destul de dinamic. Momentan, prin această acțiune, Rusia și-a făcut mult mai mult rău pe planul comunicațional extern, nu doar izolându-se, dar inclusiv fiind nevoită să își să respingă proprii agenți de influență, care în trecut susțineau cu jumătate de gură politica Federației Ruse, iar acum oarecum au bătut în retragere. Nu vorbesc de toți, dar vorbesc de o parte din cei care erau oarecum, aveau o admirație față de Federația Rusă, i-au determinat oarecum să facă un pas în spate sau să nu se pronunțe deloc asupra evenimentelor de acolo.
vorbim despre publicații blocate, vorbim celebrul Sputnik sau RT și așa mai departe, alte canale, posturi de televiziune, inclusiv impuse sub sancțiuni, și asta a fost o lovitură grea pentru Federația Rusă în ceea ce privește comunicarea în Occident, rămânând doar acele canale publice, pe Twitter, pe Facebook, ale ambasadelor. Ambasade care, da, comunică, dar sunt monitorizate, sunt la vedere și automat intră în colimatorul acesta al criticii publicului, în toate direcțiile. Ați vorbit de agenți de influență. I-ați identificat și pe Facebook-ul românesc, de exemplu, pe aceste agenți de influență ai Rusiei? O, da, există și la noi în România, dar n-aș vrea să dau nume acum, fiindcă va trebui să dați-ne faceți un îndreptar de recunoaștere. O să vă faceți o listă de telefoane pe care trebuie să le sunați pentru a da drept la replică. Dar circulă deja în spațiu comunicațional și informațional românesc liste autodeclarate de agenți de influență, oarecum o prelungire a celebrei liste lui Dugin, dacă vă mai aduceți aminte. Dați-ne un îndreptar. Cum recunoaștem, de exemplu, diferența între un om care crede sincer în anumite lucruri, așa crede el, că nu trebuie să înceapă al treilea război mondial, că poate că a greșit și Zelenski, că de ce să moară atâția oameni? Poate sunt oameni care cred sincer chestia asta, sau și oameni care o fac pentru că asta trebuie să facă, pentru că sunt agenți de influență. Da, e foarte greu să demonstrezi intenționalitatea unei persoane sau unui astfel de agent de influență. Eu, de exemplu, îi recunosc foarte ușor atunci când postează pe Facebook faptul că, încă de la început, nu sunt agent rus, nu sunt pro-Putin, pro-Rusia, dar haideți să ne gândim la ce se întâmplă cu refugiații din Ucraina. Și atunci, imediat, se aprinde acel beculeț roșu. Apoi sunt anumite blocuri de teme sau teme fanion pe care tot le reciclează anumiți influenceri, să le zic așa, pe social media și pe diverse posturi de televiziuni sau radiouri. Greu, foarte ușor de recunoscut pentru cei care urmăresc postul de televiziune rusești. Și oarecum sunt reproduse ironic în oglindă, dar foarte greu recunoscute de către societatea românească, unde avem, în primul rând, un baraj lingvistic. Da? Foarte puțini români cunosc limba rusă sau urmăresc postul de televiziune rusești și își dau seama care dintre aceste teme fanion sunt luate direct de acolo, din oglindă. Și vă dau de un singur exemplu. Vă rog. Rusia nu va ataca niciodată Ucraina. Asta a fost una dintre temele promovate intens, inclusiv de diversi comentatori și analiști aici în România, în ianuarie, atunci când era, să spunem, de interes maxim această temă. Dar eu mi-am identificat-o în decembrie, încă din decembrie, anul trecut, când rușii foloseau în posturile lor publice de televiziune, inclusiv cele controlate de Kremlin, foloseau această temă intens. Problema cu analiștii și comentatorii noștri e că n-au știut să explice cum știu ceea ce știu. Într-un fel, și-au argumentat propriile supoziții pe baza bias-ului de confirmare. Fără să aibă în spate niște dovezi concrete. S-au bazat poate unii pe mai multă intuiție, alții poate pe au fost influențați de analize din Occident. Tot ale unor agenți de influență eventual. Da, de ce spun asta? Fiindcă foarte mulți influenceri pro-Kremlin acum în România folosesc tocmai surse din Statele Unite și argumentând că, domnule, noi nu spunem că, noi nu cităm direct din Federația Rusă. Îi cităm pe americani. Uitați ce spun americanii despre războiul din Ucraina. Uitați-vă ce spun
ce spune Fox News, de exemplu, despre acele prezența unor laboratoare biologice în Ucraina și așa mai departe. Totul cu scopul de a justifica invazia Federației Ruse în Ucraina, o justificare, evident, indirectă. Am avut un episod, mai multe episoade, unul a fost însă cu adevărat dramatic, episodul benzinei de săptămâna trecută, chiar de acum o săptămână, în care oamenii s-au năpustit asupra benzinăriilor să cumpere nu numai în rezervoare, ci efectiv în tot ce au găsit pe acasă, de la tomberoane și pungi până la bidoane și sticle de plastic, peturi. A fost acela un episod de război informațional în România? Dacă ne uităm atent la cum s-a răspândit acest zvon, pentru că dacă am fi să catalogăm științific, ar fi mai degrabă un zvon cu note de teorie ale conspirației, dar mai mult s-a mers pe zvon. Și dacă ne uităm la pacientul zero, o să ne dăm seama, o să vedem că a pornit de la o companie privată în domeniul energetic, activează în domeniul comercializării benzinei, și a avut două elemente cheie pentru manipulare, inclusiv pentru răspândirea zvonului cu rapiditate ieșită din comun. În primul rând vorbim despre componenta emoțională, de a institui panica, frica de lipsa de acces la o resursă esențială, cum ar fi, de exemplu, benzina. Și a doua componentă importantă se referă la acel tip de insider. Sunt informația din interior. Da, exact. Informația din interior. De exemplu, știu eu sigur, pentru că activez în domeniu, că mâine benzina se va scumpi cu X, Y, Z procente sau X, Y, Z bani. Având în vedere aceste două componente, considerați că a fost un atac? Sau? Din câte, judecând după pacientul zero, nu, dar a fost, poate fi luat ca studiu de caz și poate fi atent studiat de către agenți malini din afara României, pentru a testa reziliența unei populații. Și s-a văzut vulnerabilitatea noastră în fața zvonului. Așa cum a fost vulnerabil și în timpul Revoluției. Dacă ținem bine minte, primul zvon care a scandalizat, apa, s-a referit exact la apă, a fost folosite aceleași ingrediente. Și vedem că după 30 de ani nu suntem mai puțin vulnerabili, ci mai mult. Și ajungem la probabil cel mai important ingredient al acestui război, care este fake news. Din punct de vedere, din punctul dumneavoastră de vedere, și apoi vom discuta cu Elenina Nicuț din punct de vedere juridic, dar din punctul dumneavoastră de vedere, care este definiția fake news-ului? E vorba despre acel tip de informație contrafăcută, lansată cu scop bine intenționat, pentru a manipula publicul pe criterii sociale, fiind de institui panică, sau pe criterii electorale. De ce nu? Pentru a determina votul pentru un partid sau altul, sau a treia componentă și cea mai periculoasă, de a promova un discurs al urii. Adică fake news-ul, la rândul lui, poate promova ura față, fie de o minoritate, fie o comunitate religioasă. Și am văzut în istoria recentă cum fake news-urile promovate pe rețele de socializare au determinat inclusiv la migrații masive în populații. Bună seara, Elenina Nicuț, mulțumesc că sunteți alături de noi în Piața Victoriei. Bună seara dumneavoastră, invitatului dumneavoastră și ascultătorilor Europa FM, mulțumesc și eu pentru invitație. Doamna Nicuț, din punct de vedere juridic, cum putem defini fake news? Există o definiție? În primul rând, să-i spunem pe românește, informație falsă. Corect. Da?
nu avem o definiție legală a informației false, dar mergând la dicționarul explicativ al limbii române și luând-o pe bucăți, da? Ce înțelegem prin știre, da? Deci fake news, știre, da? Este o informație scurtă despre un eveniment, o noutate, da? Iar fals, bănuiesc că nu mai trebuie să explicăm ce înseamnă un element fals, care nu corespunde adevărului, care nu este conform. Putem vorbi despre fake news din culpă sau fake news este numai cu intenție comis? Da, aici este o întreagă discuție. După cum spunea și invitatul dumneavoastră, în principal, fake news-ul se comite, să-i spun așa, cu intenție. Cu intenția de a produce un efect. Un efect de mai multe feluri, foarte bine a enumerat mai devreme, poate, eu știu, scopuri electorale, scopuri, eu știu, de altă natură, politice și așa mai departe. Însă, din punctul meu de vedere, există și un fake news care poate fi provocat și dintr-o formă de mai avansată de culpă, și anume o gravă neglijență. De ce spun asta? Noi avem în Constituție, la articolul 31, care privește dreptul la informație, noi avem acolo niște obligații foarte bine stabilite, atât în sarcina autorităților publice, cât și în sarcina mijloacelor de informare în masă, obligații private sau publice. Obligațiile astea privesc, constau în obligație de a asigura informarea corectă a opiniei publice. Deci eu acolo am o obligație constituțională pe care, dacă eu o încalc chiar și din culpă, cumva nu mi este foarte iertată această faptă. Pentru că, repet, este o obligație de rang constituțional. V-am întrebat despre definiția juridică, pentru că se discută foarte mult în această perioadă despre modalități juridice de combatere a falselor informații, a informațiilor false. Dacă nu avem o definiție juridică, este greu să găsim un antidot, mă gândesc. Poate exista un antidot juridic pentru combaterea fake news? Este greu de găsit un antidot atâta vreme cât nu se poate da o definiție oarecum bine delimitată. Având în vedere că este vorba de o formă de răspundere juridică, da? Eu trebuie să stabilesc clar fapta, în ce constă fapta ilicită. Da? Ca element constitutiv, să spun așa, element ca o condiție cumulativă a angajării răspunderii juridice. Deci până eu nu stabilesc foarte bine fapta, da? Eu nu am cum să stabilesc să angajez o răspundere juridică. Acum există, să zic, o situație excepțională, să spun. Noi, nu știu dacă se cunoaște, noi avem în codul penal. Există articolul 404 privind comunicarea de informații false. Ei, acest articol, da, pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani comunicarea sau răspândirea prin orice mijloace de știri, date sau informații false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora. Dacă se pune în pericol prin aceasta securitatea națională și așa mai departe. Deci noi avem deja o sancțiune, da? Deci avem o reglementare și chiar o sancțiune de la cel mai înalt nivel, sancțiune de natură penală. Dar numai când defectele sunt foarte grave, după cum spuneați, exact. Adică este periclitată... Atunci afectează, pun în pericol, cum spune textul, pun în pericol securitatea națională. Cum se vede... Din perspectiva dumneavoastră, încercarea despre care am vorbit zilele trecute de monitorizare pentru fake news a spațiului virtual. Se vede foarte, foarte prost, ca să o spun, sau spun direct. În primul rând, să o luăm cu începutul. Cine se ocupă de acest demers? Ei, Departamentul pentru Situații de Urgență poate are și alte atribuții legale de care ar trebui să se ocupe cu precădere, mai ales în această perioadă. Nu mai vorbesc de credibilitatea
da, pe care nu am de gând să o calific eu acum, dar cred că o știe toată lumea de credibilitatea acestei entități, că nici măcar nu știu dacă este instituție propriu-zisă. Doi, care sunt obiectul și scopul acestui demers? Da, deci monitorizăm ca să ce? Să facem o statistică, să combatem, să sancționăm, să ce? Noi nu știm la acest moment, deși a ieșit în spațiu public această informație, noi nu cunoaștem obiectul și scopul acestui... Dar care poate fi scopul, din punct de vedere legal, care poate fi scopul? Din punct de vedere legal, dacă tot se pun oamenii pe treabă, cum se spune, ar trebui să se ajungă undeva la o combatere sau cel puțin combatere, dacă nu chiar sancționarea știrilor false. Pentru că altfel, în scop statistic, să ne adunăm, apropo de cine se ocupă, iar ajungem la grupuri de comunicare și de lucru despre care nu știm nimic cu privire la compunere și așa mai departe. Domnule Zbrăgan, cum ne putem apăra de știrile false? Pentru că asta este o foarte mare problemă. Există câteva sfaturi, în primul rând, pentru public. Nu cred în soluții miraculoase venite din partea statului. Din ce motiv? Pentru că statul în sine, sau instituțiile statului, și vorbim aici de guvern, parlament și așa mai departe, nu se bucură de prea multă încredere în rândul populației de la noi. Și atunci rămâne doar la nivel individual să știm să ne apărăm de fake news. Din păcate, noi stăm foarte prost la acest capitol. Dacă e să judecăm după ultimul Eurobarometru, o să vedem că doar 12% din populație verifică cel puțin de două ori o știre, dacă este adevărată sau falsă. Apoi avem un grad scăzut a ceea ce numim gândirea critică atunci când citim sau interpretăm o anumită știre. Și vorbim de interpretarea prin acel filtru critic care n-a fost destul de dezvoltat la nivelul școlar. Școlar, da. Și atunci există câteva sfaturi la care trebuie să fim foarte atenți. În primul rând, să ne abținem să dăm mai departe știri care fie ne plac, fie ne enervează sau ne trezesc anumite emoții. În special, să fim atenți dacă acele website-uri de știri își publică echipa redacțională, dacă au cel puțin un număr de telefon, au contact un contact publicat, dacă respectiva știre n-a fost scrisă de un anonim, și în al doilea rând, să fim foarte atenți la emoții, fiindcă manipularea, propaganda, folosește, în primul rând, emoția pentru a determina să acționezi, să dai mai departe. Și de foarte multe ori distribuim știri, nu pentru că poate că nu ne plac sau poate că nu suntem de acord, dar credem că e relevant și trebuie să știe prietenii noștri. Pentru că ne-au stârnit o emoție extrem de puternică. Doamna Nicuț, am să închei cu dumneavoastră și cu o întrebare legată de ceea ce spunea mai devreme domnul Zbrăgan, și anume faptul că incitarea este o formă a războiului informațional. Foarte pe scurt, noi suntem într-un moment în care se discută mult de un articol de lege care va pedepsi incitarea mai multe, la violențe, la ură și la discriminare, pentru mai multe criterii, inclusiv opinia și apartenența politică. Considerați că este periculos acest articol de lege? Din punctul meu de vedere, nu este atât de periculos pe cât se anunță, să spun așa. De ce? Una este libertatea de exprimare, care, da, este garantată, este un drept fundamental, dar să reținem, nu este un drept fundamental absolut, da? Și alta este incitarea la ură, discriminare și violență. Nu putem pune semnul de egalitate între cele două elemente. Libertatea de exprimare și incitare la ură, repet, discriminare și violență.
Faptul că există o reglementare, s-a intervenit pe acel articol din codul penal, din punctul meu de vedere de avocat, eu zic că a fost o inițiativă bună, pentru că forma în vigoare la acest moment este mult mai generoasă între ghilimele și prin asta mult mai riscantă. Este chiar virtual neconstituțională, având în vedere decizia Curții Constituționale de anul trecut, 561 din 2021. Deci, faptul că s-a intervenit și s-a precizat, chiar dacă s-au inclus acolo niște criterii, cum ar fi opiniile și apartenența politică, faptul că s-a intervenit, s-a precizat, este mult mai bine decât cum este în acest moment. În acest moment, arbitrariul este mult mai la îndemâna unui organ judiciar de reacredință, ca să o spunem direct. Vă mulțumesc mult pentru prezența în această seară. Invitații mei au fost domnul Nicolae Țăprigan și avocata Elenina Nicuț într-o discuție despre războiul informațional. Să aveți o seară frumoasă cu Europa FM. Rămâneți cu știrile Europa FM și apoi cu Alina. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.